După cum v-am spus, în partea aceasta se află partea moldoveană a orașului. Deci dacă... Deci cum ne uităm la ea, în partea dreaptă. Da. Deci dacă mergem câțiva metri mai încolo, o să trecem în fosta țară Moldova, iar acum ne aflăm în țara românească. Da, este aici borna de hotar stilizată. De aici sau așa arătau vechile borne de hotar. Iar oamenii, vedeți, sunt peste 250 de personaje portretizate aici. Orașul Focșani a beneficiat de un sistem de alimentare cu apă, fiind aici zonă de câmpie. Apa potabilă venea de undeva de la o distanță de aproximativ 10-15 km prin Olane de Lui. O parte care va fi modernizată, recuperată din punct de vedere și istoric și arhitectural și al imaginei construcției. Este vorba de clădirea tribunalului, fostul palat de justiție. Ne aflăm într-un loc care altădată aduce aminte de Belle Époque, pentru că erau case de mare rezonanță locală. Și aici era o casă, de exemplu, a elitei, care rivaliza cu Casa Dăscăleștilor Stamatin ca idee și concurență culturală, pentru că Focșaniu a avut la un moment dat, chiar dacă este un lucru puțin cunoscut, elită culturală. Aici s-aduna lumea bună și aveau serate, acțiuni filantropice, așa cum era moda timpului, în care oamenii, într-adevăr, erau mult mai altruiști. Am ajuns la monumentul bornei de hotar. El are o formă care s-a inspirat din vechile borne de hotar care erau așezate pe granița care despărțea odinioară orașul Focșani. Și în acest loc, așa cum îl vedeți astăzi, era odinioară pichetul de graniță numărul 47 la hotarul Milcovului, care despărțea, așa cum v-am spus, Moldova și țara românească. El a fost ridicat de către Liga Culturală și inaugurat în anii 30 cu prilejul unei vizite făcute la Focșani de către Nicolae Iorga. La vremea respectivă era șeful guvernului, era prim-ministru și ministrul instrucțiunii publice. A fost o perioadă în care focșănenii de atunci au arătat un mare respect și o mare grijă față de moștenirea unionistă a orașului. Oamenii și-au dat seama că Focșani a jucat un rol foarte important în unirea principatelor. S-a făcut atunci un inventar al tuturor clădirilor care au mai rezistat timpului și s-au amplasat mai multe monumente și plăcuțe care să amintească că acolo s-a întâmplat ceva istoric, una dintre acestea fiind și această bornă de hotar, care de-a lungul timpului a fost plimbată în diferite locuri din oraș, dar odată cu reabilitarea perimetrului istoric a pieței Unirii din centrul Focșaniului, a fost readus la locul în care a fost inițial, pentru că se consideră că exact aici trecea granița. După cum v-am spus, în partea aceasta se află partea moldoveană a orașului, deci dacă... Deci cum ne uităm la ea, în partea dreaptă. Da, deci dacă mergem câțiva metri mai încolo, o să trecem în fosta țară Moldova, iar acum ne aflăm în țara românească. În partea asta. Exact, aici o să vedeți simbolul pe care vi l-am arătat și pe frontispiciul teatrului, cu cele două doamne care își dau mâna și care simbolizează unirea celor două țări surori, precum și motoul care cumva a guvernat acest moment istoric, unirea face puterea. Și eu consider că, într-adevăr, unirea face puterea și doar inclusiv uniți putem salva patrimoniul pe care, iată, îl promovăm astăzi împreună cu voi. Pe partea aceasta sunt câteva versuri din Hora Unirii. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim Hora Frăției pe pământul României. În amintirea Unirii, aici, în fața Bisericii Sfântul Ioan, a fost ridicat și monumentul Unirii. O să-l vedem în curând. Dar aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre biserica aceasta minunată care împodobește această piață. Este vorba de biserica fostei mănăstiri Sfântul Ioan. Este considerată cea mai veche biserică a orașului nostru, are aproape 400 de ani, fiind ctitorită în jurul anilor 1660 de către domnul țării românești Ghica. Biserica aceasta era înconjurată de ziduri,
o să le vedeți, ele au fost refăcute, nu sunt zidurile originale. Deci o biserică fortificată? Da, era o biserică fortificată, uh-huh. pentru că era ridicată aici chiar la graniță și vă dați seama că fiecare șef de stat își dorea să întărească granița. Ea funcționa și ca reședință domnească în momentul în care domnitorul venea aici la Focșani, altfel era mănăstire de călugări, protejată cu aceste ziduri groase. Am găsit în arhive inclusiv o litografie care arăta biserica așa cum era la vremea respectivă. O să deschid prima noastră carte și o să vă arăt. Dar în timpul lucrărilor de reabilitare, fostele ziduri de incintă, care erau îngropate adânc în pământ, au fost ridicate acum deasupra solului, astfel încât oamenii să vadă cum arăta configurația fostei mănăstiri. S-a găsit în partea din față inclusiv vechea fântână din care se alimentau cu apă călugării și chiar locuitorii orașului. Iar acum o să vă invit să mă urmați pentru a vă arăta exact linia de graniță, pentru că la refacerea pieței Unirii, pe baza traseului istoric descoperit în arhive, s-a marcat o bucățică din fosta graniță cu versuri din Hora Unirii. Hora noastră cea frățească pe câmpia românească și practic linia de graniță între cele două principate cam pe aici trecea. L-am spus, dacă ar fi să o refacem astăzi, ar trebui să treacă prin bucătăriile oamenilor, prin grădini, dar cel puțin în anumite părți ale orașului, cum ar fi acolo în fața Muzeului Unirii sau aici în Piața Unirii, se știe în mod exact. Nu poate fi arătată. Da. Iar pentru a marca cumva acest eveniment istoric, s-a ridicat acest monument, monument al Unirii. Întotdeauna, știți, tânăra generație a dorit să parodieze inclusiv istoria și tinerii din orașul nostru îl numesc Morcovul. Ok. Acest monument pot să spun că este de o seamă cu mine. Nu o să vă spun câți ani are, dar dacă... Okay. Dar dacă o să... Ne uităm pe plachetă, o să vedem. Pe Google o să vedeți. Este un monument conceput și realizat de marele nostru sculptor Ion Jalea. Iar pe torul lui, care este foarte interesant, o să vedeți Vameșul Moldovean și Vameșul Muntean, cum își dau mâna într-o unirea eternă a celor două țări românești. Iar pe tor o să vedeți o Hora Unirii. Practic, Hora Unirii de la Focșan se juca în trecut, în jurul acestui monument. Acum s-au refăcut zidurile de incintă ale fostei mănăstiri și nu mai este loc, se joacă aici în fața Palatului Administrativ. Dar rolul ei așa a fost, să se joace Hora Unirii aici. Eu am mai prins Hora Unirii în jurul ei. Da, iar dacă o să priviți, o să vedeți aici, care credeți, să întrebăm pe cei care ne urmăresc, care cred că este Vameșul Moldovean și care este cel muntean. Ia să arătăm. Deci se scrie în comentarii. Da, este aici borna de hotar stilizată. De aici așa arătau vechile borne de hotar. Iar oamenii, vedeți, sunt peste 250 de personaje portretizate aici, în această simbolică Hora Unirii. Și nu o să-i mai lăsăm să... Așa? Să le potolim curiozitatea. Aici este Vameșul Moldovean și aici este Vameșul Muntean, care își dau mâna, simbolizând astfel unirea celor două principate, care s-a realizat în anul 1859. Dar știți cum e, în politică lucrurile se mișcă mai greu. A mai durat câțiva ani până când cele două municipalități s-au unit. Astfel încât, în ciuda faptului că s-a realizat unirea pe hârtie, cele două administrații au funcționat separat încă vreo câțiva ani aici la Focșani. Okay. Dacă o să filmați personajele... Da, o să facem un cadru și îl punem peste. Sunt chiar personaje care
au jucat un rol important în acea perioadă, în frunte cu Vasile Boirescu, cu Mihail Cogălnicianu, care a fost omul de încredere a lui Cuza și a fost și deputat de Putna. Aici o să-l vedeți pe Cuza, în ținuta oficială. Îmi place să-i aduc aici pe copii și să îi provoc să încerce să recunoască personajele. Și chiar recent am avut un tur cu copiii și ei au privit cu atenție acest monument și și-au dat seama că sunt prea puține doamne. Deci monumentul reflectă acea realitate istorică când rolul femeii nu era atât de important și politica și marile decizii ale țării erau luate de bărbați. Și mi-a plăcut foarte mult, nu știu dacă este Negruții sau Vasile Boierescu, dar mi-a zis un copil: ia uitați, doamna, aici este un bibliotecar, pentru că are și o carte în mână. Este singura carte pe care, să zic, am descoperit-o noi așa prin arta urbană. Iar aici veți vedea Ateneul Popular, este cea de-a doua actitorie a maiorului Pastia. Dacă vreți, vă spun acum câteva cuvinte, da. Dar nu este neapărat mare lucru de spus, ci este practic clădirea pe care maiorul a gândit-o ca fiind instituția care să ajute teatru să rămână ceea ce ar trebui să fie. Știm cu toții că și astăzi arta nu se mai vinde, deși îmi place când se joacă spectacole cu casa închisă. Mi-aș dori să se întâmple asta și la Focșan, pentru că din ce în ce mai rare sunt piesele de teatru. Dar e o instituție culturală vie. Nu mai funcționează aici biblioteca orașului, dar sunt evenimente. A existat și o dezbatere publică, pentru că s-a început crearea așa numitului Fond Pastia, care să cumva să reia, după perioada comunistă, dorințele ctitorului, aceea de a susține tinerii artiști, de a susține viața culturală, și mă bucur că de câțiva ani avem aici la Focșani așa numitele burse Pastia și oamenii se mobilizează să strângă bani și să doneze bani, astfel încât tineri muzicieni, tineri artiști să-și pună în valoare talentul și să găsească un loc în care să se dezvolte. Iar într-una dintre hrubele fostei mănăstiri este chiar o mică galerie de artă, unde am văzut că sunt invitați tinerii artiști să expună, pentru că, din păcate, nu există o galerie de artă funcțională aici în Focșan. Iar aceasta este biserica mănăstirii Sfântul Ioan. Așa cum se întâmplă de regulă în toate bisericile din centrul orașelor, atât politicienii cât și oamenii donează să repare, așa încât, din cauza multiplelor reabilitări, biserica nu și-a mai păstrat acel farmec de odinioară, avea un pridvor deschis, însă ancadramentul de piatră de la intrare, cât și cele de la ferestre, sunt cele originale. Și pictura este una interesantă, iar acolo puteți vedea vechea fântână. În momentul în care s-au făcut săpăturile arheologice aici în Focșani, s-au descoperit și conductele de olane cu care se făcea alimentarea cu apă. Încă de pe vremea domnitorului Ipsilanti, orașul Focșani a beneficiat de un sistem de alimentare cu apă. Fiind aici zonă de câmpie, apa potabilă venea de undeva de la o distanță de aproximativ 10-15 km prin olane de lut. Aici, în centru, chiar era una dintre cele mai cunoscute fântâni, care a rămas și într-o litografie a unui baron ceh, care a fost trimis aici de armata austro-ungară să cartagrafieze întregul ținut pentru a pregăti o invazie care a avut loc aici în jurul anilor 1850. Să mai găsesc olanele pe undeva? Dar mi-ar fi plăcut foarte mult să se păstreze în sol, dar sunt la muzeu, la muzeul de istorie. Se pot găsi câteva olane interesante, iar acolo, în colțul pieței, unde era grădina fostei mănăstiri, astăzi grădina publică a orașului Focșani, mai există o țâșnitoare care încă poartă în folclorul local numele de cișmeaua lui Ipsilanti, în memoria domnitorului care a adus alimentarea cu apă în Focșani. Interesant este că
Această biserică a fost controlată de călugării greci până la secularizarea averilor mănăstirești făcută de Cuza. Și aici aveam, practic, niște călugări greci care administrau foarte mult, nu doar din terenurile mănăstirii, cât și din terenurile orașului muntean, părții muntene a orașului. Am găsit în arhive, la un moment dat, o mărturie potrivit căreia, de exemplu, călugării erau puțin reticenți în a oferi un spațiu adecvat pentru deschiderea unei școli, pentru educația copiilor. De asemenea, în cultura noastră creștină, în momentul în care un pelerin bate la poarta unei mănăstiri, trebuie să îi se ofere, mă rog, găzduire, ceva mâncare. Călugării greci țineau acareturile mănăstirii destul de neîngrijite, astfel încât oamenii să nu vină și să ceară aici găzduire, așa cum se întâmplă la orice mănăstire. Și dovadă că se ocupau și cu lucruri prea lumești. Într-una dintre extremitățile curții se afla și o prea cinstită cârciumă, în care călugării se presupune că cheltuiau banii pe care îi luau de la cei pe care îi ajutau să treacă ilegal anumite mărfuri peste graniță. Sunt povești care au circulat în oraș și au fost scrise inclusiv în presa vremii. Iar o dovadă concretă, în timpul săpăturilor arheologice care s-au făcut aici, s-au găsit foarte multe pipe. Există o adevărată colecție de pipe din diferite materiale care denotă că pe vremea aceea călugării se delectau și cu puțin tutun. Colecția aceasta de pipe poate fi văzută la Muzeul de Istorie din Focșani și cu siguranță acolo puteți afla și mai multe amănunte. Și noi am rămas uimiți. Ce să caute atâtea pipe îngropate în jurul unei mănăstiri? După cum ți-am spus, proiectul nostru spune povești despre oraș și pornind așa din poveste în poveste am ajuns și la inima orașului, care este o secțiune din Hora Unirii, practic alăturarea dintre cei doi dansatori ne-a condus către această inimă, iar inspirația a pornit de aici, de la această Hora Unirii pe care o vedeți imprimată în acest mozaic, să-i spunem. Imaginea originară a fost de fapt alta. Aici se afla monumentul Bornei de Hotar, despre care v-am povestit mai devreme. El a fost plimbat prin diferite locuri din oraș, iar în anii 70, un artist plastic de aici din Focșani, doamna Elena Stoiciu, a dorit cumva să marcheze această bornă de hotar și evenimentul istoric al Unirii prin crearea unei hore făcută dintr-un mozaic românesc, din piatră românească de marmură, care a rezistat până acum 2 ani, când Municipalitatea Focșaneană a decis să refacă această piațetă. Noi am militat pentru păstrarea acelui mozaic în peisajul urban, mai cu seamă că doamna Elena Stoiciu este și cetățean de onoare al orașului Focșani. O avem aici în oraș și revoltați cumva de faptul că acel mozaic s-a distrus și o să vă arăt și fotografii cu el. Am preluat de acolo această inimă pe care noi am numit-o inima orașului și am încercat astfel să salvăm acest simbol și să-l ducem mai departe, odată cu acest scop de a scoate la iveală poveștile unioniste ale Focșaniului, pentru că Focșaniul are această imagine de oraș al Unirii și trebuie să păstrăm și să dăm mai departe, pentru că fără Focșan nu ar fi existat Unirea de la 1859. Așa că vă invit să mergem mai departe către următoarea oprire a traseului nostru. Dar în drum ne oprim aici, sigur, că mai avem un mozaic pe o clădire. Cu drag. V-am spus că în cadrul proiectului nostru am identificat toate monumentele de artă urbană, clădiri care au legătură cu Unirea Principatelor, iar acesta este unul dintre ele de factură mai modernă. Este un mozaic realizat în tehnica marmurii lustruite, început în anul 1989 și finalizat în 1990. Este o lucrare realizată de artistul apostol Constantin,
împreună cu profesorul Miltiade Nistoroiu, cei doi sunt prieteni și au decis să creeze pentru orașul Focșani o lucrare care să aibă tematica unirii celor două provincii românești. Iar locul în care a fost amplasat acest ansamblu permite cumva o derulare istorică a acestor monumente. Artiștii au optat pentru titlul Unire, gândindu-se la o perspectivă a timpului, a preocupărilor umane. O să vedeți aspecte legate de știință, de artă, de poezie. Acolo în centru avem o Hora Unirii care s-a jucat aici la Focșani. Arată cumva bucuria de pe chipurile oamenilor. Sunt inclusiv și soarele, stelele, luna, inclusiv simbolurile acestea cosmice. S-a folosit mozaic colorat și lustruit din carierele de piatră din România, albul de la Rușchița, roșu și negru de la Moineasa, Căprior, Alun și griul de la Vascău. Practic este o lucrare care pune în valoare materiale românești. În dreapta se văd elemente terestre, cum ar fi un personaj care are buciumul, care cântă la bucium. Vizualizări ale zborului păsărilor, dar și a încercarea asta de cucerire a spațiului de către om, simboluri solare, muzică, arta cunoașterii. Centrul de interes principal în partea de mijloc este redat printr-un grup familiar compact, simbol al unității, așa cum ar trebui să fie și o țară. De asemenea, este portretizat meșterul Manole, iar în dreapta Miorița, elemente din moștenirea populară. Iar acest registru este împodobit, potrivit descrierii care mi-a fost furnizată de domnul apostol, prin alternanță cu chipurile istoricilor care au scris despre unire, în poziții asemeni apostolilor din arta creștină. Pentru alegerea istoricilor, artistul a colaborat cu academicianul Răzvan Teodorescu, iar dacă o să-i priviți cu atenție, o să vedeți Nicolae Bălcescu, Șincai, Nicolae Iorga. De asemenea, se pot întâlni elemente populare, cum ar fi pomul vieții, păsări, arborele vieții. Iar pe timpanul de sus există simboluri ale cosmosului, să vedem dacă le puteți repera, sateliți, forme circulare de galaxii, aspectul spiralat al căii lactee, flancat de un bărbat și o femeie, simboluri ale prezenței noastre ca ființe umane. Așa cum am precizat și la început, lucrarea s-a făcut prin Consiliul Culturii, actualmente Ministerul Culturii, și a fost realizată începând cu anul 1990. În cadrul proiectului nostru, noi ne dorim foarte mult ca această lucrare să fie clasată ca monument istoric și să fie inclusă într-un viitor traseu al Unirii, astfel încât oameni la fel ca și voi, care vin în Focșani să vadă și să cunoască istoria orașului, să meargă exact pe trasee numerotate și să fie un traseu care să îi poarte prin toată istoria orașului Focșani. Și bineînțeles că o pasiune e cu atât mai mare cât este în familie. Suntem aici cu domnul Dan, soțul doamnei Silvia, domnul Dan Nichita. Vă salut! Iar următoarele materiale vor fi cu dânsul. Ne aflăm aici în inima, să zicem, încă a unui vechi Focșani. Din câte vedeți, e împărțit în două părți. O parte care va fi modernizată, recuperată din punct de vedere și istoric și arhitectural și al imaginei construcției. Este vorba de clădirea tribunalului, fostul Palat de Justiție,
A fost construit în al doilea deceniu al secolului 20, stil neoromânesc, era, să zicem, perioada de glorie a stilului românesc când se construia în întreaga țară și este o clădire reprezentativă pentru acest stil. Să nu uităm niciodată că cel care a inițiat, a dezvoltat și a impus acest stil, din câte știu, ca stil reprezentativ unic în întreaga peninsulă balcanică, față de, să zicem, conceptele care circulau arhitecturale în celelalte și stiluri arhitecturale în restul Europei. Este construit pe un teren care a aparținut familiei Mincu, mai precis tatălui lui Ion Mincu, negustorul Pavel Mincu, un negustor foarte puternic și care și-a educat foarte bine familia, de vreme ce a ajuns Mincu, a ajuns prin școală foarte bună la nivelul care a ajuns. În familia aceasta Mincu se pot spune foarte multe povești despre ea, pentru că era o familie de elită. Erau serate de înaltă ținută muzicale, în care toți știau să cânte la câte un instrument și era aproape și în familie puteau să susțină singură anumite piese muzicale de calitate. Locul se chema La Chietrele de Moare, din câte mi-aduc aminte, și se învecina și începea de aici, spre partea stângă, cum suntem noi acum, fosta stradă cu zavodă. Aici, în dreapta, au mai rămas ca imagine și sunt două case, după câte vedeți, lăsate în paragină, în mod voit. Două case care amintesc de vechiul Focșan, cam astea sunt clădirile care înconjurau toată această piață a Independenței, unde suntem noi acum. Sunt construcții de sfârșit de secol XIX și mijloc, sfârșit de secolul XIX, și reprezintă bine, să zicem, ceea ce construiau și gustul tipic epocii comercianților și parlamentarilor, oamenilor politici de la noi din oraș. Această casă prima, care o vedeți, este construită de un mare negustor unionist pentru fata lui, Costache Lascăr, și el și-a lăsat-o, din câte știu, ca dotă. Deci este o casă care s-a legat de generația noastră unionistă. Și înțeleg că va fi salvată. Asta am înțeles că da, și sunt șanse să fie salvată. Am luptat pentru ea, am militat. A fost o clădire care a fost rocedată pe interese imobiliare și nu s-a ținut cont absolut deloc în deciziile judecătorești de titlurile de proprietate, pentru că ea era o casă cumpărată la vremea naționalizării în statul român. Deci era în portofoliul statului. N-ai mai cum să naționalizezi ceva ce era deja la ora aceea. În aceeași soartă și aceeași situație juridică a avut-o și casa cea de-a doua. Cea de-a doua este construită de o familie de negustori din zona fostului județ Slam Râmnic, care inițial avea capitala la Focșanii Munteni, dar Focșanii Munteni s-a unificat și a rămas în județul Moldav Putna, și familia Călcâiu, și era unul dintre ei, a ajuns chiar și parlamentar. O familie bună, a dat juriști, a dat procurori, dacă nu mă înșel, un procuror din această familie a ajuns chiar și în marile procese de pe vremea lui Carol al II-lea. A fost cumpărată mai târziu de un doctor militar care a ajuns până la rangul de general, generalul Macridescu, și cred, sunt aproape sigur, nu am acum o dovadă 100%, că aici, de exemplu, a venit și Zelea Codreanul, pentru că Macridescu și că era unul dintre mari susținători și chiar al lui Zelea Codreanul, al mișcării legionare. Focșanul a fost un centru legionar puternic din punct de vedere istoric, mai ales la începuturile mișcării lui Zelea Codreanul. După aceasta a ajuns la fel în patrimoniul statului și a fost făcută Casa Pionerilor. De aceea cei din generația mea și-o amintesc cu mare drag, pentru că aici am învățat multe din micile meșteșuguri, să zic, tradiționale și mai puțin tradiționale, pentru că învățam și electrotehnică, electronică, pirogravură și tot felul de asemenea lucruri. Pentru noi copii era o chestie foarte bună. Păcat că se pare că soarta este la ora asta compromisă și nu se ține cont de aceste generații care au dat ceva Focșanului. Am înaintat pe stradă din spatele Palatului de Justiție, suntem undeva cam la vreo 200-300 de metri și avem această clădire. Ne aflăm într-un loc care altădată aducea aminte de Belle Époque, pentru că erau case de mare rezonanță locală,
apreciate de însuși regele Carol I, care deseori poposea aici. Aici era o casă a familiei Stamatin, o familie care a avut un rol determinant în lupta pentru unire. Au fost între familiile, cele două mari familii care au fost ca un far în mișcarea aceasta de unitate națională, familia Stamatin, iar aici în stânga se afla casa Descălescu. În partea cealaltă era o casă tufelcică unde a și tras regele Carol de două ori. Este o clădire de început de secol, clădirea cercului militar este o clădire de început de secol 20, este o clădire, din câte vedeți, un art deco. Deco. Nu? O clădire modernă, totuși respiră un parfum de secol trecut, de început de secol de trecut și de o altă epocă. Înaintea acestei clădiri a fost o clădire cu mare rezonanță în istoria locului nostru. Este casa poetului Dimitrie Descălescu, construită de el pe la 1860-1861, din datele care le-am strâns și sunt singurele care le-am și găsit. În ea a funcționat și al doilea sediu al Comisiei Centrale, acea instituție europeană care armoniza cele două pachetele de legi din Moldova și Țara Românească. După aceea, ca o recompensă, că pentru Focșani a pierdut enorm de mult din cauza unirii, nu mai erau două orașe cu două administrații în care era un bogat negoț de graniță și a devenit un oraș de provincie, aici a funcționat ani de zile curtea de apel. De aceea, pe această stradă erau foarte multe case mari, vechi, frumoase, pentru că erau în primul rând avocații, gen chiar Săveanu, care a ajuns copilul Săveanu aici, a copilării cel care a ajuns președintele Camerei Deputaților. Și aici, în casa aceasta care era înainte, casa Descălescu, a funcționat și cu sediul curții de apel până s-a dus la Galați în 1886. Deci, după aceea, această clădire a fost luată de și folosită ca cerc militar și după acești ani de Ministerul Armatei. Și a fost un loc de întâlnire al, să zicem, protipendadei locale. Deci acest colț aici, care nu a mai rămas decât această clădire, era un loc unde lumea bună a Focșanului se aduna. Se făceau banchete, se făceau foarte multe tombole, acțiuni filantropice, pentru că era o emulație a populației de atunci în a ajuta, în a veni în sprijinul războiului de independență, incendii și tot felul de cauze din acestea care implicau gesturi umanitare. Am mai mers un pic, am vreo 200-300 de metri și am ajuns în spatele unui universități. Da, noi local așa o considerăm și prin calitatea procesului de învățământ. Limbaj de lemn, asta este, care e la un nivel foarte înalt aici, este, să zicem, instituția de elită, a fost și este în continuare principala instituție de învățământ și care a produs nume mari pentru istoria națională, chiar gen Angel Salini, de exemplu, și așa mai departe, o întreagă pleiadă de mari nume. Este cel mai vechi colegiu și cel mai vechi instituție de liceu, de studii, să zicem, secundare și după aceea liceale, cum s-au făcut ele și s-au evoluat, de la 1866, exact cum a început aici. A fost o luptă foarte mare ca să se înființeze. Toată elita s-a bătut locală unită, s-a unit absolut toată elita pentru a se da drumul la acest colegiu. Clădirea are o istorie aparte, pentru că este mai recentă, este din anii 1896-1897, știu că s-au perfectat actele cu terenul, pentru că aici s-a aflat casa familiei Sihleanu, boierilor Sihleanu, primar al orașului, deputat, vicepreședinte al Camerei Deputaților, parlamentar care a votat unirea la 1877, Alecu Sihleanu. După aceea a decedat nepotul lui, el nu a avut copii, după aceea a decedat Ștefan Sihleanu, care era directorul Teatrului Național și foarte mult timp secretarul general al Ministerului Învățământului, ca să-și lichideze averea, a intrat într-un anumit joc de relații pe partid și se practicau și atunci, să zicem, afacerile imobiliare, dar scopul a fost nobil, pentru că astfel, prin relațiile lui Ștefan Sihleanu, s-a construit aici o clădire de excepție, acest liceu. Din câte știu, arhitectul este Băicoianu, un nume consacrat în istoria și numele mare al arhitecturii românești. Și noi suntem acum în spatele liceului. Din păcate nu putem să ajungem în față și spuneați că fațada e impresionantă. Da, din păcate această clădire, care are o fațadă de universitate și un interior de universitate, un învățământ de calitate universitară,
Nu are, fațada nu este expusă la un drum public care să o poată, ca și noi focșănii să ne putem bucura de ea, în general orașul. Nu ne putem, pentru că este acoperită, după cum ați văzut, de, ba de o sală de sport, ba de clădiri intermediare, care îi acoperă toată această frumoasă imagine. Și ne mai spuneați că aici în zonă, fiind zona în care își aveau casele boierii, ar mai fi fost sau mai este o casă în capătul străzii. Vreți să mergem? Păi puteți doar să ne povestiți. Este unica casă din Mahalaua Boierească care a rămas. Este casă de început de secol XIX. Am considerat, am evaluat și prin mărturile de familie a celor care stau acolo că ar fi fost construită pe la 1811-1812. Este foarte interesant ca istorie nea, pentru că e o casă pe linii simple, dar parcă anunță în felul ei viitoarea întreagă arhitectură care a fost consacrată școlilor de sfârșit de secol XIX. Asta este fascinant. Putem să spunem că e cea mai veche casă? Cel puțin prin dovezi, da. Da. Okay. Este cea mai veche casă din Focșani. Au fost cei care au mari întemeitori și de școală și de judecătorie. Familia Samatin, luptător pentru unire, deci o super familie. Acolo era cuibul lor, să spunem așa. În ea a stat după aceea și prințul Dimitrie Cantacuzino. Istoria acestui prinț este o istorie mai tumultoasă. O nepoată de-a lui, dacă nu mă înșel, a fost și Elsa Bruckmann, care a fost mama lui Adolf Hitler. Iată cum un mic loc de aici ne duce până la povești legate de istorie recentă, cu urmări mai puțin bune pentru omenire, dar asta este. Deci a fost casă de prinț Cantacuzino. A ajuns după aceea și a stat foarte mult în ea și Hortensia Papada Bengescu, nu mai știu câți ani, 12 ani, 13 ani, cât a fost soțul ei șef de tribunal aici în Focșani. După aceea s-au mutat. E, și iată că am ajuns lângă cea mai veche casă din Focșani, datorită dumneavoastră. Da, este rodul unei cercetări minuțioase și, să zic, de adâncime în ceea ce înseamnă documentația, pentru că și prin proprietarii ei am putut, să zicem, să evaluăm anul construcției, ar fi undeva între anii 1810-1812. Este o casă, casa spătarului Sândulache Stamatin, este din familia Stamatinilor, care se considerau și sunt dovediți ca urmași familiei Movileștilor. O familie, deci, cu iz de noblețe, izul de noblețe, să zicem, cel mai accentuat pentru zona noastră. Acest spătar Stamatin este dintre cei care au pus bazele instituționale pe zona de învățământ, pe zona juridică, a fost șef de tribunal, primul șef al tribunalului Purna, primul șef al învățământului din județ. A fost și staroste, ceea ce înseamnă o mare funcție, era, după membrii divanului, era cam a doua, a treia funcție ca rang pe linie executivă, un prefect cu puteri extinse, că era o zonă de graniță. A făcut parte acest Sândulache Stamatin și din generația carbonarilor, adică erau dintre boierii de nivel de mijloc, care își doreau foarte mult ca puterea să coboare în jos spre ceea ce înseamnă reprezentativitatea aia, adică și la linia de, înspre linia de boieri mici și mijlocii. Cel care a moștenit-o după aceea a fost un fiul lui cel mare, Ștefanache Stamatin, a fost cel mai longeviv prefect al județului, spunem deja prefect, deși era tot funcție de staroste, considerat o figură extrem de luminoasă. Cu el, practic, prințul Ghica, Grigore Alexandru Ghica, cel care a pregătit Partidul Unirea, pe care l-a scos pe Cuza în viață și poate care, dacă nu murea, n-ar fi fost scuzat, ar fi fost chiar el, pentru că era foarte respectat și de Partida Unionistă din Moldova. Știți că au fost în Moldova lupte foarte dure pentru a se câștiga acele alegeri care au dus înspre unire și l-au ales pe Cuza. Ei, acest Ștefanache Stamatin, care a fost proprietarul acestei case, este cel care a făcut Partidul Unirii în județul Purna. O misiune foarte grea, pentru că, ca și în zilele de astăzi și atunci, linia, să zicem, boierească, Partida Boierească era în general opusă Unirii, din diverse interese, de grup, de clan, de rudenie, mai puțin, să zicem, de interes național. Ceea ce a fost cu predilecție pe linia unionistă în orașul Focșani era Partida Negustorească, care era aproape în totalitate.
nu mai revin la, nu revin la linia aceasta de povestire pe zona negustorească, merg mai departe ca istoric, a cumpărat-o pentru că Ștefanache Stamatin a trăit o mare dramă și și-a pierdut această casă pentru că a fost găsit cu așa zisă de lapidare, implicat într-o așa zisă de lapidare, dar de fapt au fost bani care au fost dați în acei foarte duri ani de ocupație austriacă. Este o întreagă poveste care o să o scot la lumină peste un an de zile, foarte interesantă și arată patriotismul acestei generații. A fost cumpărată de... O publicați undeva povestea respectivă? În ediția revizuită a elitei unioniste. Okay. Pentru că acum am înțeles și mai bine rolul acestei elite în facerea, să zicem, civilizației astea moderne. Pentru că au fost câțiva oameni, toate lucrurile astea s-au făcut prin oameni. Și cel care a luat a fost Dimitrie Cantacuzino, prinț, deci Cantacuzino din acea linie rusească, pentru că era o partidă, era o familie uriașă de mare și influentă, a fost și ministrul învățământului, implicat în tot felul de afaceri cu infrastructură. Aici s-a ținut prima ședință informală a Comisiei Centrale, pentru că seara ea invitat Dimitrie Cantacuzino, na, era prinț și ministru și în guvernul Cuza, ea invitat pe toți deputații celor două țări românești în această casă, deci încă un motiv. Din această familie, Dimitrie Cantacuzino, v-am spus că o nepoată de a fiicei, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, că a fost Elsa Bruchmann, care a fost cea care l-a mentorat și a asigurat introducerea în lumea bună müncheneză a lui Adolf Hitler. Deci vedeți cât de mică este lumea. După care această casă a intrat într-un destin mai obișnuit, a luat-o un politician liberal din Panciu, după care a fost împărțită în două, cum este și astăzi. A funcționat în vremea comunismului, din câte știu, și o grădiniță și un club de vânătoare. Dar din Mahalaua boierească este singura casă care a rămas în picioare, restul tot au fost demolate. Ceea ce este interesant la liniile ei simpli arhitecturale este că anunță viitorul tip de construcție al școlilor de pe vremea lui Spiru Haret. Luați-o asta ca o speculație a mea personală, că am crescut la țară și știu școlile lui Spiru Haret, genul de școli, și seamănă teribil de mult. Acum nu mă pricep ca să dau eu cu părerea în istoria arhitecturii, dar cam pe această zonă mi se pare că s-ar potrivi. Este o casă cu un interior foarte mare, unde au fost multe ședințe de tot felul, ale boierilor din anii 1820-30, când începeau să se aleagă în adunările obștești de atunci. Deci este o casă cu un istoric deosebit. A stat în ea, așa cum puteți vedea, și Hortensia Papadat Bengescu, care s-a simțit foarte bine aici și, să zicem, a mai recuperat din aerul mai de provincie care se înstăpânise și în scrierile și în gândirile dumneaei. S-a simțit foarte bine, totuși, ca și locația asta, știu foarte sigur. Ne aflăm în fața unei biserici de familie. Biserica Stamatin este numele ei. Este făcută de banul Thomas Stamatin, cam acum 200 și ceva de ani. Este o biserică mică, moldovenească, mai mult o capelă de familie, așa cum am precizat la început. Aici sunt îngropați cei mai mulți dintre Stamatin, inclusiv Ștefanache, care a murit în mizerie, inclusiv spătarul are o cruce foarte frumoasă de piatră, printre foarte puținele care au mai rămas în oraș. În această biserică s-a căsătorit și fabulistul, marele fabulist și om al anilor secolului XIX, Grigore Alexandrescu, cu fata acestui Thomas Stamatin, cu Raluca Stamatin. Nepoată lui Thomas Stamatin. Deci aici au venit toți membrii Comisiei Centrale să participe la această nuntă. Este o biserică care a fost salvată după în anii 1970, când național comunismul, să zicem, a început să pună accent pe păstrarea monumentelor istorice și cele religioase, au intrat în acest freamăt al salvării naționale și fusese mult timp depozit și pregătită pentru demolare. Iată că avem o mică bisericuță cu istorie frumoasă, cu nume frumoase legate de ea și cu povestirea acestei dragoste care a avut loc și s-a finalizat chiar în această biserică. Și era ceva legat și de cruce. Da, era crucea spătarului Stamatin, în care el spune că a fost un mare spătar și uite, ea a ajuns praf și pulbere și asta este soarta și praful vieții. Ok. Am ajuns lângă liceu. Da, e liceul unde am învățat eu și recunosc că mi-este drag și acum.
La bază a fost liceu de fete, a fost, e o clădire frumoasă. La începutul anilor 1930 a fost ridicată, dar în spatele acestei clădiri se ascunde, ca un gest de simbolism istoric, o dramă. Este vorba de fosta clădire a liceului de fete, mai cunoscută în târgul nostru ca și sub numele de Casa Pruncu, sau următorul proprietar i-a dat un alt nume, Castelul Gurițe, ajunsese în anii 1900 la început. Cred că este o casă construită după tipicul celor din București de anii 1860, în care predomina un stil maur. Nu pot să demonstrez asta, era una dintre casele cele mai frumoase. Ghipiți-vă că mai era o casă când a intrat cu Zan Oranș, în afară de asta, la intrare, Casa Lipan, casă de boieri care a servit ca spital. Cam acestea erau profilul acestei străzi, cu zavodă plină de case frumoase și mari. Multe, din păcate, au fost demolate și ultima respirație, bușa la buș, cum se spune, este, o trăiește acum Casa Pruncu în spate. Ne luptăm pentru ea, deși nu se vede public că există un dezinteres general în a o salva. Și e și cam ascuns acolo. Toți o văd, da, toți o văd ca o dărăpânătură care trebuie dărâmată. Eu am învățat în ea, în anii 80, okay. Și era o casă foarte puternică. Avea chiar salonul mare de primire, era sală de sport. Se juca handball, juca chiar și fotbal iarna, deci era o clădire foarte puternică. A ajuns în acest mod premeditat și pe de o parte, dar și cu o anumită inconștiență din partea autorităților de la nivelul anului 2004-2005, care au băgat această clădire într-un proiect european care nu s-a finalizat și care a însemnat subrezirea ei și aducerea în această stare. De familia aceasta Pruncu este, se leagă o poveste foarte importantă, semnificativă pentru istoria noastră, pentru că el, acest boier Pruncu Iordache, care a ridicat-o, a trăit vreo 90 și ceva de ani, a fost unul dintre cei mai mari lideri antiunioniști. Nu neapărat prin Crest, ci prin partida pe care a sprijinit-o. Era partida lui Alecu Balș și a lui Costin Catargi. El era legat de acești doi mari boieri care aveau mari mășini în județul Pudna și atunci el a mizat pe ei și a mers pe această partidă. A ajuns în vremea Unirii, acest Pruncu a ajuns șeful poliției tainice, v-a spus și Silvia și v-a povestit. Este un fel de prim șef al serviciilor secrete și rolul lui era să distrugă partida Unirii, construită, cum v-am spus mai devreme, de principele Ghica și aici de Stamatin și de Scălești în special. A fost un luptător extrem de tenace. A fost un luptător extrem de tenace, s-au împotrivit Unirii, dar nu era un tip prost. Atunci când a fost vot și a văzut că partida unionistă câștigă, a votat și el pentru. Aha, okay. Deci era un tip foarte orientat, fără crez politic, cum am spune astăzi, dar un lider foarte puternic, pentru că în același timp Cogălnicianul aprecia foarte mult din ceea ce înseamnă ca putere administrativă. Era un exemplu, un foarte bun organizator. Dar puteți spune că a avut și o academie, o mică academie de spionaj? Aici, la Iași, da. El l-a înființat. A fost primul care a făcut acest lucru în țările noastre. Și a făcut-o la un nivel profesionist, că însuși Victor Laplace, cel care era consulul, nu? Franței la Iași, era spionat și nu știa. Da. nu se prinsese, adică era eficient, foarte eficient în ceea ce făcea. Toți fiii lui au fost unioniști, nume frumoase de prefecți, de parlamentari, cei trei. Unul l-a îndrăgostit în mod special pe Constantin, care a ajuns deputat de Tutova. Constantin Pruncu l-a îndrăgit foarte mult Caragiale, care și-a scris o poveste despre el și cu el în ziarul Universul, dacă sper să nu greșesc, pentru că a avut un spirit aventurier, a fugit de acasă, s-a dus în Constantinopole, de acolo a intrat în Legiunea Străină în Franța, a luptat în Crimea, a luptat în Maroc, în Algeria, și pe aia s-a întors și este cel care, din câte știu, a pus steagul la Reduta Grivița, da? Bătăliile de la Plevna. Da. El este un erou mai puțin cunoscut. Așa este. Dar a fost participant direct al acestui război. Deci este o familie care ne-a făcut de altfel mare cinste. Chiar și această, să zicem, latură negativă a lui bătrânului Iordache Pruncu, până la urmă este o latură care ne-l pune într-o imagine de excelență în ceea ce înseamnă o parte negativă. Exact. Dar ca administrator, v-am spus, Cogălnicianul laudă, deci nu vin de la mine laudele. Ok. Ei, această casă își trăiește ultimile clipe, noi sperăm totuși că să se găsească o soluție. Poate. Măcar să o dărâme, să o facă 10 metri mai încolo, 5 metri, pentru că au mai făcut o altă clădire provizorie în interior. Nu știu,
E... Numai să nu se pierdă. Da, nu definitiv. Am ce să zic. Uh-huh. Că ar fi un alt registru de cuvinte și nu vreau să-l okay. folosesc. Ok. Bun. Păi păstrăm la final o clădire tot așa cu o însemnătate istorică deosebită și haideți să mergem acolo. Ei, am ajuns în fața unei clădiri care nu arată tocmai bine, dar până la urmă asta e. Timpul și-a lăsat amprenta, să zic așa. La un moment dat, probabil că o să fie restaurată. Da, sunt speranțe în acest sens. Este încă sub litigiu. Am înțeles că moștenitorii familiei au lăsat-o Consiliului Județean, dar cu anumite probleme litigioase. Vom vedea cum se rezolvă. Dar intenția există să fie într-adevăr restaurată. Este o casă care a plăcut foarte mult regelui Carol I și a venit aici, din câte știu chiar și regele Ferdinand, a trecut pe aici când era principe. Este o casă cu mare istorie, pentru că este pomenită de Argetoianu în jurnalul lui când descoperă Focșaniu, atunci când tatălui era inspector de artilerie în Focșani, era controlor din partea statului major aici. Aici a și ieșit la pensie și deci Argetoianu a copilării și știe dinspre Focșani aici, din poveștile lui. Și aici era o casă, de exemplu, a elitei care rivaliza cu Casa Dăscăleștilor Stamatin ca idee și concurență culturală, pentru că Focșaniu a avut la un moment dat, chiar dacă este un lucru puțin cunoscut, elită culturală. Aici se aduna lumea bună și aveau serate, acțiuni filantropice, așa cum era moda timpului, în care oamenii într-adevăr erau mult mai altruiști. Chiar dacă, să zicem, interese existau și atunci și politica avea felul ei, ca și astăzi, de altfel. Dar oamenii atunci le plăceau și să dăruiască și să vină ajutorul congenerilor lor și sau celor mai nevoiași, înființau școli, biserici, deci erau în pas cu timpul de a recupera acest decalaj istoric. Ei, aici era una dintre zonele cele mai vii. Venea elita de la București, familiile Mincu, prințul Demetrescu Mirea, de exemplu, nume bune, deci din București și de aici. Mai există un eveniment, cine era Gheorghe Apostoleanu, era cel proprietar, a fost consilierul lui Cuza, este cel care a redactat toate proiectele de legi importante când era în Consiliul Legislativ, în calitatea aceasta de consilier al lui Cuza, după aia parlamentar, multă vreme a mers pe linia Partidului Conservator, un nume frumos, era vicepreședinte al Partidului Conservator, era unul dintre mari avocați ai țării și unul dintre, punem în ghilimele, dintre sforari, oamenii din umbră care știau să joace, să negocieze, să pregătească legile de o manieră în astfel încât să fie și votate, nu doar propuse. Dar mai știi că s-a întâmplat ceva important, dar vă lăsăm să spuneți tot. Familie de anvergură, iar după dispariția lui, aici a mai avut loc la 1917, în decembrie, dacă nu sper să nu greșesc, și încheierea armistițiului între puterile centrale și România și Rusia pe de cealaltă parte. Aici a venit Mackensen și a venit și Argetoianu, era tânăr și și-a întâlnit locul pe unde mai fusese înainte. Unul dintre mari actori a avut un fiu, generalul Lupescu, cred că era general, colonel, și a fost și el membru în acea delegație a României. Deci un loc cu o anumită amplitudine istorică. Da. Din păcate, aceasta este starea lui actuală, pentru că a fost în vremea comunismului spital de TBC, cred, de plămâni, și starea în care s-a degradat este nu prea lăsătoarea de speranță, adică fiecare zi care trece, ea se degradează. Era un stil pe linii din astea, un ecletism, dar cu foarte multe linii maurene. Într-un fel rivaliza cu Casa Pruncu, cea care era vis-a-vis și a constituit primul sedeu al clădirii de fete. Erau clădiri, să zicem, mai flamboiante, mai strălucitoare, mai puțin, să zic, riguroase într-un stil arhitectural, mai bogate în detalii, dar cu iz mult maur. O casă frumoasă din care comuniștii, ca la toate casele care atunci când au venit la putere, le dezîmpodobeau, le luau toate detaliile, dărâmau orice chestie care le dădea identitate sau care le făcea să spună o poveste. Da. Acesta fiind spuse, materialul se încheie aici. Vă mulțumim tare mult, ne-ați arătat și nouă și audienței o pagină, chiar mai multe pagini din istoria focșeneană.
Și o să trebuiască să ne mai întoarcem, mai aveți multe de arătat. Vă mulțumim tare mult. Cei care vor să vă contacteze pentru tururi ghidate o pot face în, să caute în descrierea acestui clip. Vă mulțumim tare mult și sperăm că ne mai invitați și data viitoare. Și eu vă mulțumesc. Ceea ce doresc să mai transmit este faptul că Focșaniul a avut o istorie. În anii 1850-60 a fost unul dintre primele 10 orașe. Deci orice instituții de nivel public se înființau în țară, se înființau și la Focșani. Adică a fost în elita orașelor din secolul XIX. Dar cele două uniri încet, încet au coborât orașul la un nivel de ligă mai mică, din păcate. Cei care au fost înainte și-au dorit să fie un oraș cultural, un oraș cu un centru juridic și care să mențină vie ideea asta de simbolistica unirii, care să-i dea personalitate. Din păcate, ați văzut că nu mai există absolut nimic din ceea ce înseamnă mărturiile generației unioniste în Focșani, sau mai nimic aproape. Da. Asta e. Vă mulțumim tare mult! Și fiți bine poftiți și să împărtășiți poveștile astea la cât mai mulți, pentru că e istorie vie, cum îi spun eu, și nouă. Foarte puține lucruri știm despre ceea ce s-a întâmplat aici și bănuiesc că și în alte orașe, pentru că totuși comunismul a șters foarte mult din ceea ce înseamnă istoria reală a noastră. Exact cum spunea doamna Silvia, peste ceva timp, poate peste 50 de ani, o să începem să vedem, să facem un tur al clădirilor comuniste la un moment dat, pentru că da, după cutremurul din 77, cel puțin observăm că în Focșani s-au dărâmat multe și s-au construit multe. Eu nu am avut șansa ca să aflu despre istoria acestor locuri. Am considerat-o anodină, anul făcută de anonim, și când colo m-am trezit că am avut o elită foarte bună și patriotă. Da. Nu, asta înseamnă adevăratul patriotism. Chiar să știm despre cei care ne-au premers și care și-au făcut datoria. Și vă spun că ne-au dat și multe exemple bune. Da. Mulțumesc! Și ne mulțumim!